centrale noi de cartier pentru, practic, tot Bucureștiul. Ar fi o greșeală să continuăm cu rețeaua veche de ceturi, unele din anii 60, și cu rețele de transport. Câte de peste ceturi sunt în București? 4. 4 mari și mai sunt câteva mici. Sunt 8. Nu, cele mari sunt 4. Sunt 8 ceturi. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. La capitolul obiective turistice v-aș întreba unde se află cea mai cunoscută fântână din București, Fântâna Bucur. Fântâna Bucur? Probabil aproape de Biserica Bucur. I'll have to ask my accountant about that. De tramvaie în piața Bucurobor se află această fântână. Tramvaiul 101, care leagă cartierul Rahova de sectorul 4, nu mai circulă de mai bine de 2 ani. Știți de ce nu mai circulă? Nu. Oh my God! Wow! Oh my God! Tramvaiul 101, care leagă cartierul Rahova de sectorul 4, nu mai circulă de peste 2 ani și sunt foarte nemulțumiți locuitorii, mă rog, cetățenii bucureșteni care foloseau această linie de tramvai. Mm-hmm. Cu tramvaiul nu mergeți? Se întâmplă să mai merg. Știți că el merge cu același bilet ca și autobuzul și troleibuzul. Da, știți, tramvaiele sunt numerotate de la 1 la 60. Tramvaiul 101 nu există. No, God! No, God, please, no! No!